Stimată Biserică a Domnului Isus, ne bucurăm de primăvara de afară, din suflet și din sanctuar. Mulțumim Domnului pentru această primăvară care ne umple viața. În această dimineață, în prima parte a serviciului divin, având în mijlocul nostru trei familii care și-au adus micuții înaintea Domnului să fie binecuvântați prin rugăciune, vrem să fim alături de ei de sărbătoarea și de bucuria lor de cei care îi însoțesc, întotdeauna când se naște un copil apare o speranță, o perspectivă. O perspectivă pentru care ne dăruim ziua și noaptea fără să precupețim niciun efort, nicio cheltuială. Și cel puțin pentru aproximativ 20 de ani de zile suntem dedicați acestor mici ființe care se dezvoltă puțin câte puțin, sperând din inimă că vor fi fericite, că îl vor cunoaște pe stăpân, și că îl vor sluji, iar bătrânețile noastre vor fi liniștite. Această perspectivă este ideală. Realitatea uneori creează tot felul de emoții. Însă, atunci când mergem împreună cu Dumnezeu, El ne vede, ne știe, ne cunoaște, ne ascultă rugăciunile și ne binecuvintează. În această dimineață, aș vrea să citesc din Biblie și apoi să. Am o scurtă predică în legătură cu serviciul de rugăciune de binecuvântare. O să citesc din cartea lui Dumnezeu Iov, capitolul 42. Din respect pentru Cuvântul lui Dumnezeu, vă cer să vă ridicați în picioare. Iov, capitolul 42. Iov a răspuns Domnului și a zis. Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi. Te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. După ce a vorbit domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: Mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum șapte viței și șapte berbeci. Duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui. Nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine, cum a vorbit robul meu Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Ama s-a dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe. A avut șapte fii și trei fete. Celei din tâi i-a pus numele Iemima, celei de-a doua, Cheția și celei de-a treia, Keren Hapuc. În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre frații lor. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Amin. Mulțumesc, reașezați-vă, dragii mei. Încă o dată simțiți-vă, veniți bine în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să cerceteze inimile noastre și să se adreseze sufletului nostru. Astăzi aș vrea să predic despre prioritățile lui Iov. Iov este cunoscut ca omul răbdării în suferință, iar cartea lui este un manual al încercării în necaz. Iov nu excelează doar la capitolul răbdarea necazului, demnitatea suferinței, și el excelează și la capitolul priorității în viață și priorități în familie, Biblia explică în primul capitol al cărții Iov că acesta, împreună cu soția sa, al cărui nume nu-l știm, au avut 10 copii. Copii care au murit striviți de dărâmăturile casei peste care a venit un uragan puternic. Nu numai că și-a pierdut copiii și sănătatea, și-a pierdut absolut toate proprietățile. Și-a ajuns atât de jos încât nu exista nici puțin să mai coboare. A ajuns un om nenorocit, disprețuit. În ultimul capitol al cărții Iov, respectiv capitolul cu numărul 42, pe care eu l-am citit în această dimineață. Biblia prezintă restaurarea lui Iov în urma unei lungi și foarte grele suferințe. Dumnezeu îi redă sănătatea, bogăția în măsură mai mare și îi redă 10 copii așa cum a avut la început, șapte băieți și trei fete. De obicei, Biblia pune mai întâi pe bărbați și apoi pe femeie, când Pavel Caz nu cunosc un alt echilibru mai mare decât să fii modest în bogăție și mulțumitor în necaz, în sărăcie. Aceasta mi se pare formula ideală pentru complexitatea și extremele vieții pe unde uneori ne poartă existența. În general, mândria Umflă, iar sărăcia desuflă de tot. Avea dreptate Bietul Solomon când spunea, Doamne, dacă îmi vei da bogăție, nu mă lăsa să-mi pierd modestia și să mi se pară că mai deștept decât alții. Iar dacă îmi vei da sărăcie, mi-e teamă că o să mă prăpădesc de amărăciune și o să devin nemulțumitor. Dăm, Doamne, dăm drumul de mijloc, lasă-mă să merg pe centru drumului. Iov. A mers la, când la o margine, când la alta. Și ambele oportunități, și când primești, și când dai, e foarte greu. Noi avem impresia că e mai greu să ți se ia sănătatea, să ți se ia bogăția, dar și când o ai să știi că e complicat, pentru că trebuie să faci ceva anume cu ea. Dacă faci doar ce-ți place, cheltuindu-le pe toate pentru plăcerea personală și pentru împopoțonarea familiei și pentru divertisment, asta demonstrează că ai sănătate, dar n-ai toate lucrurile, n-ai discernământ. E greu să ai mulți bani că ești tentat să i cheltui doar ca să te afișezi, doar ca să-ți împlinești interesele și uiți că o parte trebuie să-i închin Domnului și împărăției sale. Trebuie să gândești de-a dreptul duhovnicește ca să iei din ce al tău și să-i spui Domnului, asta este a ta, e jertfa mea de bun miros, e închinarea sufletului meu care a fost binecuvântat, că puteam să fiu fără vedere, fără minte, fără picioare și fără mâini, dar tu mi-ai dat ce am și vreau să fac parte în împărăției tale din ce am. Dar foarte mulți oameni și mulți vin în adunare în situația asta se simt stăpân pe ce au, se simt mari și puternici, că atâta pot. Iov a fost un om cu minte și înțelept. A știut ce să facă și când primește și a știut ce să facă și când îi se ce a primit. Această complexitate de atitudini pozitive în viața lui Iov câștigă admirația mea și a noastră. Apropierea lui Iov de Dumnezeu l-a făcut să fie un om de caracter, Iov este acuzat de diavolul, dar se comportă bine pentru care caracter. Nu numai că e acuzat de diavolul, dar e încercat de Dumnezeu și se comportă bine care caracter. Nu are importanță cine te acuză, are important cum te comporți când ești acuzat. Și nu cel care te acuză hotărăște cum te comport, și caracterul pe care îl ai nu are nicio importanță cine te încearcă și te ispitește. Are importanță cum reacționezi la încercare și la ispită. Și nu cine te încearcă și te ispitește hotărăște cum te comport și propriul caracter. Și dacă ieșuiezi, nu cel care te încearcă și te ispitește îi devină. Și nici cel care te acuză. Și este devină absența caracterului. Iov câștigă totul, pierde totul, recâștigă totul, dar se comportă bine, pentru că Iov este un om de caracter. Comportamentul urât al unui om nu este justificat de circumstanțe. Deloc. Nici de compania oamenilor răi. Deloc. Nici de faptul că ți se oferă oportunități și trebuie să fii om de caracter. Și nici de faptul că ți se ia și rămâi poate fără tovară și de viață, fără copii, fără bogăție, fără sănătate. Nu. Cine are caracter rămâne cu caracterul și cu Dumnezeu care i-a dat caracterul. Cine nu are, depinde de circumstanțe și cred că banii Dumnezeu, sănătatea ai Dumnezeu, oportunitățile ai Dumnezeu. Ce mare lucru este să înveți tainele vieții, atâta cât Dumnezeu îți permite să umbli prin preajma Lui. Mi-aduc aminte de Socrate, care ori de câte ori era abordat de cineva pentru ca să bârfească pe altcineva, marele înțelept îi punea trei întrebări și înainte să-l asculte îi spunea, Hei, oprește-te! Mai întâi răspundem la trei întrebări. Ești sigur că e adevărat ce vrei să-mi spui? Ai văzut cu ochii tăi? Doi, E de bine ce vrei să-mi spui sau vrei să aduci frungul noi în viața mea? 3. Este necesar pentru mine? Îmi aduce frun beneficiu? E util pentru mine? Sau doar vrei să te descarci sau să bărfești pe cineva? Și celălalt, sigur că era încurcat și nu răspundea bine la toate trei întrebările, și apoi socrate îl privea așa în ochi și îi spunea următoarele lucruri. Cum îți permiți, domnule, să-mi spui lucruri de care nu ești sigur? Care nu folosesc la nimic și care bârfesc pe cineva. Și omul acela nu mai venea niciodată să-i spună lui Socrate o bârfă. Mulți oameni se plâng că vin alții la ei să bârfească pe alții. Știți de ce vin oamenii să bârfească la cineva? Pentru că acei cineva de abia așteaptă să vină cineva și să le spună noutăți. Dar dacă s-ar folosi metoda lui Socrate și s-ar simți pus la colț omul care își bate gura, atunci n-ar mai face așa. Eu a fost un om de caracter. Și pentru că a fost un om de caracter, prioritatea lui cu Dumnezeu a dat naștere la alte priorități. Observați cum se comportă Adam. Adam spune, din cauza Evei am făcut eu ce am făcut. Iov nu spune din cauza nevestei. Iov nu spune din cauza copiilor și a animalelor care mi le-au furat hoții, a casei care s-a dărâmat. Iov spune așa, am crezut că sunt înțelept și pocăit, dar suferința mi-a dat seama să, să, să realizez, m-a ajutat să-mi dau seama că nu sunt nici pocăit și nu sunt nici inteligent. Acum te văd, te văd diferit de cum mi-am imaginat că ești. Saul spunea, din cauza poporului, tot ce facem e din cauza noastră, nu e din cauza nimănui. E adevărat că sunt presiuni din mediul de hrănire, din anturaj, dar întotdeauna noi hotărâm să facem una sau alta sau să nu facem una sau alta. Justificările că așa am făcut pentru că și ceilalți sau și pentru că situația în care am fost a fost într-un fel sau altul, acestea sunt ieftine și sunt pentru oameni mici. Prioritatea lui Iov cu Dumnezeu l-a pus în situația să aibă o prioritate cu familia. Și versetele 2 la 5 spun. I s-au născut șapte fii și trei fete. Versetul 4. Fiii săi se duceau unii la alții și dăteau rând pe rând câte un ospăț și pofteau și pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Și după ce treceau zilele de ospăț, Iov chema și sfințea pe fiii săi, se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Că își zicea, Iod, îi zicea, Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Vreau să remarc două, trei lucruri aici. Îl surprindem pe Iov acum, omul de caracter în relația cu Dumnezeu, în familia lui, în relația cu soția și copiii. Primul lucru pe care vreau să-l remarc, Iov n-a fost selectiv în relația cu copiii. Toți au fost copiii lui. E adevărat că nu toți copiii sunt la fel. Unul blond, unul brunet, unul uh, cu minte, altuia altfel. Așa sunt copiii. Și ești inclinat să recompensezi frumusețea, inteligența sensibilitatea unui copil și să-i oferi mai mult din tine pentru că și el îți oferă mai mult. Iov ne spune Biblia că a da pentru fiecare câte o jerfă. Cu siguranță că unii erau mai buni, alții mai altfel, că din zece imaginați-vă că sunt fiecare într-un fel. Dar Iov n-a spus, știi ce? Ție odată îți dau o jerfă, odată nu. Iov n-a făcut diferență între copii. Așa cum au fost brunesi sau blonzi, la fiecare le-a dat câte o jelfă. Iov a fost un om înțelept. Iov nu și-a iubit copiii pentru că au meritat. Ascultați-mă, iubiți-vă copiii când nu merită. Că dacă iubim doar când merită, atunci o să iubim rar. Iov și-a iubit copiii pentru că erau copiii lui. Respectă părinții nu pentru că merită, ci pentru că ți-au dat viață. Dacă... Încerc să-i respecti când merită uneori, s-ar putea să te gândești dacă da sau nu. Iov nu a fost selectiv în a fi un tată adevărat și a iubit copiii dându-le la fiecare cât o jertfă. Al doilea lucru pe care vreau să-l remarc. Iov a avut în vedere spiritualitatea familiei lui. Observați, cel mai probabil copiii lui Iov erau căsătoriți, pentru că cel mai probabil aveau casele lor, din câte se înțelege din text. Textul nu i-am anunțit, dar citim printre rânduri, s-ar putea să nu avem dreptate, de aceea nu spunem că Biblia spune asta, spunem că noi înțelegem asta. Iov se implică în viața copiilor lui și îi ajută să se apropie de Dumnezeu. Observați, Iov i-a învățat pe copii să aibă părtășie împreună și să nu fie selectivi între ei. Scriptura ne spune că copiii lui Iov se întâlneau împreună și aveau un ospăț. Nu ne spune că mai chemau și pe alții. Nici nu spune că chemau pe 8 dintre ei și pe doi îi lăsau afară. Credeți că ei aveau chiar așa o simpatie asemănătoare față de fiecare dintre ei? Cu siguranță nu. Cu un frate te înțelegi mai bine, cu unul mai puțin bine. Dar observați că educația părintelui care i-a iubit pe toți la fel a fost următoarea. Când ai un ospăț, îți chem toți frații, că dacă nu, o să te sună. Îi chem pe toți și schimb și surorile. Când faci o petrecere, nu o faci cu străinii să te dai mare, că ea nu te cunosc cine ești. fă cu frații care te cunosc. Avem tendința să ne petrecem viața cu străinii, că ea nu ne cunosc și ne dau atenție, că în fața lor părem buni. Și avem tendința să ne neglijăm membrii familiei care ne știu defectele și nu ne mai dau atenția după care tânjim și pentru care suntem obsedați. De aceea ne petrecem viața printre străini iar pe ai noștri uităm, ascultați-mă, dacă nu învățăm să-L iubim pe Dumnezeu, vom fi falimentari nu doar în relația cu El, ci și în relația cu familia. Cine nu-și cinstește oamenii din casa lui, spune Biblia, e mai rău decât un necredincios. Poate să se închine în adunare de două ori pe minut și să aibă o Biblie și într-o subțioară și în cealaltă. Iov nu e selectiv în relația cu copiii și la fiecare le dă la fel. Și pe fiecare învață, îți chem toți frații la masă, nu numai pe unii dintre ei. Unitatea familiei trebuie promovată. Dar dacă fiecare este mofturos, fiecare este individualist, fiecare face din străin frate și din frate străin, unitatea familiei se duce. Și și cel care trage pentru unitate va obosi într-o zi, se va sătura și a spus, dacă tot vrei să te duci, du-te să te văd până unde. Oamenii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat o familie, fiecare ne am născut într-o familie, fiecare murim într-o familie. Fiecare dormim într-o familie și mâncăm într-o familie. Mă îndoiesc că cineva s-a întâlnit cu Dumnezeu, dacă nu s-a întâlnit cu taică sa, cu maică-sa, cu fică-sa, cu fiul și cu soția sau cu soțul. Mă îndoiesc. Cine se întâlnește cu Dumnezeu, Dumnezeu îi va spune următorul lucru. Te trimit acum în casa ta. Uitați-vă întotdeauna când, Dumne, când Domnul Isus a făcut vindecări în Noul Testament, le spune, du-te acasă. De ce acasă? Pentru că nu mai fusese de mult. E ușor să fim politicoși cu străinii, că oricum le spunem dumneavoastră o dată pe an, că atunci îi vedem. Însă ne e greu să fim politicoși, respectoși, miloși, cinstitori, sacrificatori, cu cei din casa noastră care uneori ne enervează, că dacă ne frecăm toată ziua unul de altul, uneori mai și greșim. Iov ne învață astăzi despre prioritatea cu Dumnezeu, indiferent de circunstanțe. Iubește-L pe Dumnezeu când ești în spital și nu te întreba de ce ai ajuns acolo. Iubește-L pe Dumnezeu când rămâi fără bani și nu te întreba de ce nu ai bani. Iubește-L pe Dumnezeu când treci prin necazuri și nu te întreba de ce treci prin necazuri. Iubește-L pe Dumnezeu în fiecare zi fără să te întrebi cum e ziua aceea. Ziua aceea e așa cum e. Și apoi iubește-ți familia. Cinstește-ți părinții, iubește soțul, -ți soțul, respectă-ți soțul, iubește soția, educă-ți copiii, implică-te în familie, viața e scurtă și într-o zi vei pleca ori tu, ori ei. De aceea astăzi este timpul potrivit să ne aducem aminte de oamenii în mijlocul cărora ne-a așezat Dumnezeu. Mi se pare atât de, de complicat un om așa de ocupat și implicat ca Iov să-și facă timp să se mai ocupe de copii, să-i mai cheme, să mai vorbească cu ei, să mai stea în jurul lor. Mă gândesc la treaba asta și întrece așa de multe lucruri prin suflet. În al treilea rând, Iov își asumă responsabilități în relații cu munca, relații echilibrate în afaceri. Uitați ce spune Biblia. Avea șapte mii de oi. Șapte mii de oi, nu cunosc pe niciun om care are șapte mii de oi. Nu știu dacă domnul Becali are șapte mii de oi sau a avut, dar eu v-a avut șapte mii de oi, multe oi, șapte mii de oi. Eu mi-aduc aminte când eram copil că aveam doar o capră. Bunicii mei care m-au crescut au fost aproape cei mai săraci oameni din sat. Și capra aceea ne dătea un pic de lapte cât să mâncăm, mai făceam cât o, cât o, cât o țâră de brânză, cât un pic de brânză. Și capra aceea m-a enervat toată copilăria, că bunica mă punea numai pe mine să am grijă de ea. Ce a pățit beata capră cu mine? Că pe ea îmi descărcam toată nemulțumirea mea că trebuia să o duc, să o pasc, să o îngrijesc, să o aduc și așa mai departe. Una mi-a stricat copilăria. Da, șapte mii oameni buni. Și n-a avut numai oi, Scriptura ne spune că a fost bogat de-a binelea. Înseamnă că a fost un om înțelept, un om care a avut muncitori mulți, un om care a gestionat afacerea lui. Mă întreb eu, când avea timp să taie 10 viței sau zece mii într-o dimineață și să-i aducă ca jerfă după ce chefuiau al de fiso? Înțelept om. Dar știți de unde venea înțelepciunea? De la prietenia cu Dumnezeu. Că cine e prieten cu Dumnezeu e prieten și cu nevastă sa. E prieten și cu bărbatul său și e prieten și cu părinții lui și e prieten și cu copiii lui. Dar cine nu e prieten cu Dumnezeu? E prieten doar cu străinii. Acum iar mă leg un pic de Facebook să-mi îngăduiți. N-am nimic împotriva la Facebook. Dar știți ce mă deranjează? Mă deranjează că realizăm prietenii reale și ne părăsim relațiile reale. Ne facem prieteni în Bangladesh pe care nu i-am văzut în viața noastră și nici nu-i vom vedea. Și toată ziua licuim cu ei nici nu știm cine sunt, poate sunt niște derbedei, niște prăpădiți. Le arătăm, noi le arătăm că mașa ei ne arată tricoul pe care l-au cumpărat. Un mod de a ne da mare, de a ne afișa. Nu știu dacă apostolul Pavel, dacă ar fi fost în generația noastră, dacă ar fi avut Facebook sau nu, nu știu, părerea mea personală este că nu, dar ceea ce vreau să vă spun este următorul lucru, virtualitatea vieții ne înstrăinează, ne pierdem relațiile, avem prieteni virtuali, care nu există. Ce înseamnă prieten virtual? Cineva cu care îți pierzi timpul și se arde mâncarea și rămân vasele nespălate în cuvetă. N-aș vrea să devin prea negativist și ciudat, însă vreau să vă spun că este greu să-ți găsești timp să te roși și să citești Biblia, să faci o vizită la spital la unul care trece prin necaz, să vii la biserică și să mai ștergi floarea aia de praf sau să mai faci aici în casa lui Dumnezeu ceva ce este util. Însă like peste like, like în sus și like în jos. Like cu cine? Și like de ce? Închei, spunând faptul că Iov care a avut prioritatea cu Dumnezeu, cu familia, cu munca, a avut prioritate cu comunitatea. El spune în capitolul 31, versetele 16 la 22, l-a ajutat pe sărac și pe văduvă. Când te întâlnești cu Dumnezeu, Dumnezeu spune așa, te duci acum la nevastă ta cu un buchet de flori. Doi, te duci acum la bărbatul tău și îi spui un cuvânt frumos. Te duci acum la copilul tău, îl iei aici pe umeri și ieși cu el în parc. Dacă e prea greu, mergi pe lângă el. Te duci acum la văduva din cartierul tău și îi spui așa, Dumnezeu m-a trimis să-ți aduc un sac de orez. Te duci acum în biserică la păstor și îi spui așa, pentru anul ăsta eu vreau să fac o slujbă voluntară în casa lui Dumnezeu. Dacă nimic din astea nu se întâmplă, degeaba îmi spui că te-ai întâlnit cu Dumnezeu, că eu personal nu te cred. Când Iov s-a întâlnit cu Dumnezeu, a fost tată și soț în casa lui. Când Iov s-a întâlnit cu Dumnezeu, a fost echilibrat în profesia lui, în munca lui. N-a fost munca pe primul plan. Muncești ziua, muncești noaptea și Dumnezeu la Paște și la Crăciun. Și când te întâlnești cu Dumnezeu, îți știi adresa la văduvă, la orfan, la nenorocit, la prăpădit, la handicapat, la persoana care are nevoie de ajutor. Dacă i-ai uitat adresa lui, atunci nici adresa din cer nu o știi. Oamenii lui Dumnezeu, ce am vrut să spun în această dimineață este din această carte marea performanță a existenței umane. Și pentru că sunt aici trei perechi de părinți care au primit de la Domnul niște, nu niște adulți pe care nu-i mai pot schimba că le știu pe toate, au primit de la Domnul trei copii care nu știu nimic. Și ce pun în inima lor, aia va fi ne adresăm lor în numele Domnului și în numele acestei biserici și le spunem următoarele lucruri. O mare onoare aveți să primiți de la Dumnezeu copii pe care să-i formați. Cum vreți, ca pe o bucată de pământ care atât timp cât e moale, dacă vreți să o faceți rotundă, o faceți rotundă. Dacă vreți să o faceți pătrată, o faceți pătrată. Dacă îmi se întărește pământul, dacă vrei să-l mai remodelezi, nu mai mere. Nu mai mere cum merea, dar când e proaspăt, când e fraged, când e la început, când e ud, în sensul de cu apă în el, ca pământul moale, atunci îi dai forma care vrei. Primiți responsabilitatea să faceți din copiii aceștia niște slujitori ai celui prea înalt. Cu vorba și cu fapta arătați-le cât de bun e Domnul și cum trebuie slujit. Ocupați-vă de ei. Arătați-le lucrurile pozitive din adunare și din viața oamenilor lui Dumnezeu. Feriți-i de tot ce este urât, că urâtul ăsta o să-i otrăvească. Dumnezeu să vă ajute pe dumneavoastră și pe noi toți și Biserica Domnului să spună amen.